Fraților și surorilor, înainte de toate lucrurile, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să fim în casa Lui și acesta este un har din partea Domnului, lăudat să fie numele Lui. Vreau să vă aduc și eu salutările bisericii din Cluj, de pe strada Septimiu Albini. Salutul special al bisericii noastre era scris pe un balcon care comuniștii l-au dat jos și frații au pus acolo un tablou uriaș pe care scria Maranata, Domnul nostru vine. Amin. Și acest salut a rămas salutul bisericii noastre, bineînțeles și după Revoluție, și vă aduc cu mare drag acest minunat salut biblic. Fraților și surori, Domnul mi-a pus pe inimă din Matei, din capitolul 25, de la versetul 1 și până la 13, haideți să dăm întâietate, cinste cuvântului Sfânt, ne ridicăm și citim un cuvânt minunat și vă promit că nu o să vorbesc foarte mult. În România e undeva ora 6 dimineața și eu trăiesc încă pe coordonatele alea într-un anume sens, așa că Domnul să ne cerceteze. Matei 25 cu 1 în jos. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele, au ieșit în întâmpinarea mirelui, 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele unt de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și unt de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unt de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unt de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Vă invit să reluați locurile. Și fraților și surorilor, această pildă prin care Domnul vrea să ne vorbească în seara aceasta, pe lângă ceea ce Domnul deja a dat prin prea iubiții noștri frați, această pildă ne cheamă la veghere. Vedeți, pildele Domnului Iisus Hristos sunt întâmplări reale care s-au întâmplat. Am întâlnit frați care greșesc atunci când predică și spun că pildele le-a inventat Domnul Hristos. Nu e adevărat, fraților și surori. Dacă Domnul vorbește că era odată un om care avea 2 copii, păi el a existat, fraților. Domnul nu inventează, el e da și amin. El ia aici o întâmplare și așa, asta este structura pildelor. O întâmplare din viața reală, din care extrage o concluzie, extrage ceva pentru noi. Și observați versetul 13. Și observați din 24 versetul 42. Deci, aici Domnul spune, concluzia este următoarea, vegheați, dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. De aceea o numim și noi noapte de veghe, măcar că e o seară de veghe. Frații mai de mult stăteau până pe la 5 dimineața, întărea Duhul Domnului și nu simțeau oboseală. Mergeau acasă, se schimbau și plecau la serviciu și erau plini de puterea lui Dumnezeu. Țin minte că un frate din Cluj, un frate în vârstă mi-a povestit că odată s-a dus la serviciu, era în zi de post și la un moment dat n-a mai reușit să facă față fizic la ceea ce trebuia să lucreze acolo.
Colegii lui s-au dus să mănânce, dar el a zis, eu stau înaintea lui Dumnezeu că vreau ca Domnul să-mi rezolve problema. Și zicea el, am ieșit până afară, colegii mei erau înăuntru în secție, se duseseră deja la sala de mese să mănânce. Eu am ieșit afară lângă zidul întreprinderii noastre, a fabricii noastre. M-am apropiat de niște flori și am zis, Doamne, Tu care ai creat natura, eu nu vreau să mănânc și nu pot să mănânc astăzi pentru că am promis o zi de post sfântă înaintea Ta. Dar, Doamne, dacă iau aceste flori și le apropii de mine și le miros, fă Tu care ai pus putere nu numai în mâncare, ai pus putere și în flori. Fă să intre un parfum din florile astea în ființa mea și înviorează-mă, Doamne. Și spunea el că după ce a mirosit florile alea, s-a rugat, a plâns înaintea lui Dumnezeu, a intrat o putere în el și a intrat în fabrică și s-a uitat ceilalți la el și a zis, băi, dar tu ce ai mâncat de arăți așa bine? Și a zis, știu eu ce. Vedeți ce a zis Domnul Hristos? Mâncarea mea nu este asta de pe pământ neapărat. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Slăvit să fie Domnul. Ori, fraților și surori, Domnul vine și la o seară de veche, la o noapte de veche, dacă o numim așa, ne aduce o învățătură extraordinară, actuală, și anume, veghează poporule. Domnul în seara aceasta ne cheamă și nu ne cheamă la o seară de veche, la o noapte de veche, ne cheamă la o viață de veghere, fraților și surori. Și nu ne cheamă Domnul când sărbătorim odată cu lumea anul nou, nu ne cheamă la un an nou, El ne cheamă la omul nou, să fim omul cel nou, după chipul și asemănarea lui Hristos. Fraților și surori, în seara aceasta, dacă ești un om și ești nou și ești în Hristos, trebuie să știi și trebuie să știu că Domnul mă cheamă la o viață de luptă, la o viață de veghere. Doamne, cercetează-ne! Și extragem din textul nostru că nu e seara unui studiu să intrăm, să vedem lucruri din textul acesta, niște aspecte practice. În ce ne cheamă Dumnezeu să veghem? Întâi spune așa versetul 1, atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Deja acest cuvânt fecioară, fecioare, mă face să înțeleg în dreptul meu și în dreptul nostru că Domnul ne cheamă să veghem în sfințenie, fraților și surori, în curăție, erau fecioare, erau pure din punct de vedere moral. Dumnezeu ne cheamă la aceasta. Vine Petru, apostolul Petru, și spune în 1-a epistolă, în capitolul 1 cu 15 și 16 acolo, fiți sfânt că eu sunt sfânt, zice Domnul. Și Domnul acesta care ne cheamă să fim sfinți, să știți că e așa de sfânt, spune Iov, capitolul 15, cu versetul 15, că nici cerurile nu scurate înaintea Lui. Și poate să găsească greșeli chiar și la îngeri, fraților și surori. Și totuși acest Dumnezeu vine și ne spune, fiți sfinți că eu sunt sfânt, zice Domnul. Fraților și surori, bazați pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, noi nu putem să fim sfinți prin firea noastră pământească. Noi nu putem fabrica sfințenie, cum nici luna nu poate să fabrice soare, ci își primește lumina de la soare. Noi avem un soare al neprihănirii cu numele Iisus Hristos Domnul. El este cel sfânt, cel adevărat, cel atotputernic. Și în seara aceasta să se atingă de noi și razele sfințeniei Lui să se coboare în dreptul fiecăruia dintre noi. Și El să ne curățească. Curățește prin cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Ne sfințește Domnul prin Duhul Lui, că se numește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în seara aceasta. Ne sfințește Dumnezeu prin sângele Lui cel scump, lăudat să fie numele Lui. Și Doamne, cercetează-ne în seara asta. Fraților și surori, eram copil și în câmpia Turzii, unde am crescut înaintea Domnului și a părinților mei,
Într-o dimineață a venit fratele Cherecheș, un om bătrân, un păstor care avea multe biserici atunci, cred că avea vreo 23 sau 24. Mergea dintr-un loc în altul, era greu, nu prea avea cine să meargă, el alerga. Și a venit într-o dimineață speriat, necăjit, plângând și predica la amvon în câmpia Turzii. Și ne uitam la el, ce-i cu omul acesta, că parcă e mai solemn ca altă dată, parcă e mai atent ca altă dată, tremura și plângea. Și ne spunea, fraților, surorilor, într-o noapte, nu de mult, am avut un vis, că din bisericile pe care eu le păstoresc, doar 2 sau 3 sunt pregătiți de răpire la ora actuală. Și fraților și surori, asta s-a întâmplat prin anii 80 și către 90. Și dacă atunci când era pocăința altfel ținută, fraților și surori, dați-mi voie să vă spun, am văzut o problemă aici, în familiile româno-americane, că deja nu mai sunt române, sunt româno-americane, deja au generații și tradiții, o problemă am văzut. Probabil sunt și altele. Părinții se adună cu frații la părtășie, la rugăciune. Copiii ba la subsol, ba la etaj. La ce? La chipul veacului, la desene, la jocuri, la prostii. În timp ce părinții se silesc spre cer să-L întâmpine pe Domnul și să meargă, să-L caute pe Domnul, copiilor se duc în iad pentru că nu s-a atenți părinții. Și aici Dumnezeu vine și ne trage un mare semnal de alarmă. Dacă vrem să vorbim ca și Iosua, eu și casa mea voi sluji Domnului. Fiți sfinți, fraților, că Domnul e sfânt! Doamne, cercetează-ne! Fraților și surorilor, nu-i greu. E greu să păcătuiești înaintea lui Dumnezeu după ce l-ai cunoscut și ai gustat din puterile veacului viitor. Ăla-i lucru cel mai greu din viață. Aia e cea mai mare catastrofă din viață. Dar să-L slujești pe Domnul și să trasezi familiei tale o direcție spre cer, asta nu-i greu. O face Dumnezeu, tu numai trebuie să-L asculți. Doamne, cercetează-ne! Veghează poporul în curăție, spune Dumnezeul nostru, pentru că El cere sfințire de la noi și s-a vorbit frumos. La nivel de gând, sfințire, Dumnezeu cunoaște gândurile noastre. Era odată Dumnezeu în fața lui Avram și știți ce vorbea? Spune, băi Avrame, la anul pe vremea asta, mă întorc la tine și îți dau făgăduința aia de demult, îți dau un copil. Și femeia care stătea aproape, nu era departe, a auzit. Și în gândul ei a râs. Nici măcar nu s-a auzit un hohot de râs afară. În gândul ei a râs și a zis, să mai nasc eu copii acum la vârsta asta? Și Dumnezeu care cunoaște gândurile fraților și surori, a auzit-o, s-a uitat la ea și a zis, pentru ce ai râs? Și ei a fost frică și a zis, n-am râs. Și a zis Domnul, ba da, ai râs, știi ceva? O să naști un copil și o să-i pui numele Râs, că Isaac înseamnă râs. Și toată viața și-a adus aminte femeia asta de greșeala ei. De ce? Dumnezeu ne cunoaște gândurile și El vrea sfințenie la nivel de gânduri, fraților și surori. Povesteau bătrânii că pe vremuri, erau două surori care mai șchiopătau, nu prea veneau pe la biserică, tocmai se întorseseră la Domnul, dar s-au întors, au virat numai, cum zicea un frate. Nu s-au întors la 180 de grade. Erau așa, aproape mântuite. Și s-au gândit între ele, după ce s-au botezat în apă, ce ar fi să mergem înapoi la ortodoxi. Și-au venit în biserică și-au zis, mai mergem duminică seara la program, la slujbă și apoi plecăm. Ne ducem la ortodox, că nu ne place aici la pocăiți. Și în timp ce se cânta o cântare, pe una dintre ele a lovit-o Domnul cu moartea și-a căzut pe cealaltă și aia s-a speriat. Și-a început sora cealaltă, vai, vai, nu vă mai rugați că o-i muri și eu. S-a speriat foarte tare și le-a zis la frați ce aveau în gând. De ce? Dumnezeu este Cel care cere sfințenie la nivel de gând. Doamne, cercetează-ne!
Biblia spune că el așteaptă sfințenie și la nivel de vorbă, fraților și surori. Moise s-a apropiat odată și a spus ceva și l-a costat vorba care a rostit-o. Ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să facem cu tare, cu tare? Și a zis Dumnezeu, îmi pare rău, Moise, nu mai intri. Și s-a terminat. Și oricât s-a rugat omului Dumnezeu, a zis Dumnezeu, îmi pare rău, nu intri, rămâi aici. Și a trebuit să rămână. L-a costat o vorbă. Ce să mai vorbim? De faptă, prorocul acela din Betel, ce minune a făcut Dumnezeu prin el, să se împlinească în aceeași zi niște lucrări extraordinare, se crapă altarul, își întinde împăratul mâna, îi rămâne uscată, se roagă omului Dumnezeu, se vindecă mâna, uite, deja 3 minuni s-au făcut prin el. Și fiindcă n-a ascultat de Dumnezeu, l-a costat. El nu trebuia să rămână într-un loc contaminat de păcat, de idolatrie, nici măcar să mănânce acolo, cum spune apostolul Pavel mai târziu. Și a venit prorocul ăla mincinos și i-a zis, a, un înger a venit la mine, hai înapoi. Și după aceea s-a dus leul și l-a sfâșiat pe omul lui Dumnezeu și nu s-a atins de măgarul lui, l-a lăsat să trăiască. Pentru că măgarul era ascultător, dar omul lui Dumnezeu n-a fost ascultător. Și uite că ne costă și fapta. Și Domnul vine în seara asta și zice, trebuie să veghem în sfințenie, de aici pornesc toate lucrurile. De ce la roada Duhului Sfânt nu scrie de sfințenie acolo? De ce zice numai dragoste, bucurie, pace și așa mai departe? Pentru că în terenul sfințeniei, fraților și surori, încolțesc toate lucrurile bune. Fără sfințire nu-L putem vedea pe Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne! Și apoi merge mai departe și vedem că aceste fecioare, zice, și-au luat candelele, versetul 1. Și Domnul vine și Psalmul 119 cu 105, știm cuvântul ăsta. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Domnul ne cheamă în seara aceasta să ne rededicăm viața citirii cuvântului lui Dumnezeu, să veghem în asta, fraților și surori. În zona noastră este un frate care a primit o lovitură de la Domnul, el mărturisește că Domnul l-a lovit, i-au paralizat pleoapele de la ochi, o pleoapă e căzută pe ochi, nu mai vede aproape deloc un ochi, cu celălalt așa doar dacă îl mijește puțin. Și fratele ăsta, cea mai mare frică și cea mai mare spaimă din viața lui a fost următoarea. Dacă rămân fără vedere, ce se întâmplă că nu mai pot citi cuvântul lui Dumnezeu? Și a început să citească, să citească de la Geneza la Apocalipsa. Și zice, frate, în câțiva ani de când am primit lovitura asta de la Dumnezeu cu o jumătate de ochi, zice, am citit Biblia de aproape 20 de ori. Extraordinar, m-am și mirat. Fraților și surori, uite, sunt oameni care vin și care ne dau niște lecții extraordinare. Eram odată la fratele Simeonuc, la Alba Iulia, și eram cu mai mulți tineri. Și mie care iubesc frații în vârstă și acum, și oricând i-am iubit pentru că am de învățat de la ei, l-am întrebat alături de alți tineri, frate Simeonuc, te rog spune-ne de câte ori ai citit Scriptura, că vrem să știm și noi. Noi știam de fratele Zaharia Bica din Cluj, că el a zis că dacă are către 60 de ani, bine ar fi să citească Biblia de 60 de ori. Și a și citit-o de 60 de ori. Acum are peste 60 și își ține obiceiul să... Și noi eram curioși acum de fratele Simeonuc de câte ori a citit Biblia. Și se uită la noi, bătrânul, și începe să zâmbească și zice, măi, voi mai știți câți pași ați făcut astăzi pe drum? Păi nu i-am numărat. Ei, nici eu n-am numărat de câte ori am citit Biblia. Un răspuns înțelept. N-a vrut omul nici să se mândrească, să se laude. Până la urmă ne-a făcut și pe noi responsabil că trebuie să citim Biblia continuu, exact cum scrie Pavel lui Timotei, zice, propovăduiește cuvântul și stăruiește asupra lui când? La timp? Cine la timp? Asta înseamnă că dacă tu te duci cu metroul la lucru, poți să iei frumos bibliuța și să citești pe metrou, aia e ne la timp. La timp înseamnă în odăiță, înseamnă în timpul tău de părtășie.
Dar dacă te duci cu mașina undeva, poți să pui cuvântul lui Dumnezeu, că este tehnologie, îl pui să-l auzi pe mașină și numai bine intră puterea lui Dumnezeu în tine și cuvântul lui Dumnezeu îți dă har, îți dă răbdare, cum spune Cartea Romanilor, îți dă putere să mergi înainte cu Domnul și zic, Doamne, cercetează-ne să înțelegem lucrul acesta. Uite, veghează poporul în citirea cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Apoi spune despre ele că au ieșit, tot versetul 1, în întâmpinarea mirelui. Și vine Domnul și zice, altă veghere, o a treia, în practicarea credinței. Aceste tinere credeau că mirele va veni. Fraților și surori, mai credem noi că mirele nostru Iisus va reveni? Eram copil și se cântau cântări frumoase și cântările alea erau cu atâta nostalgie după revenirea Domnului Iisus. Atâta dor era în versuri, atâta durere era în cântare, încât eu ca și copil am rămas impregnat de parfumul acestor cântări. Erau frați bătrâni care cântau cântările Domnului, cântările Sionului și cântau unuia care urmează să vină. Și țin minte și acum o cântare. Unii îmi spun că vii la noapte, alții îmi spun că mâine poate, dar eu îți cânt că în poarta mea a înflorit o rămurea și făcea aluzie la Romani capitolul 9. Și bătrânii plângeau în biserică. Și erau cântările alea dragi și dulci, fraților și surori, dedicate revenirii Domnului. Erau predici dedicate revenirii Domnului. Mai credem noi că mirele nostru va veni? Doamne, cercetează-ne! Mirele va veni și nu va zăbovi. Și cine va veghea în credință va fi mântuit. Doamne, dă-ne credință! Fraților și surori, fetele astea credeau că mirele vine. Versetul 2 vorbește despre ele că totuși a fost o diferență între 5 și 5. 5 din ele erau nechipzuite și 5 erau înțelepte. Fratele Simeonuc a specificat odată pe versetul acesta și a zis, fraților, băgați de seamă că dacă o să adormim între fecioarele nechipzuite, nu ne-om trezi între cele înțelepte, că tot nechipzuiți ne trezim când vine mirele. Deci totuși îi o atenționare asta. Aici spune că singura diferență, și uite, și aici trebuie să veghem, în special aici trebuie să veghem, era în ungerea Duhului Sfânt. Sunt oameni care vin și citesc și spun, domnule, uleiul semnifică altceva. Fraților și surori, sunt probleme, într-adevăr, pe care le ridică textul acesta. Sunt unii care vin și spun, măi, după revenirea mirelui, uleiul nu mai poate fi cumpărat, Duhul Sfânt nu se mai dă. Nu mai poți fi botezat de Domnul. Și într-adevăr, ei au dreptate. Dar observați, fraților și surori, dacă citim textul cu atenție, spune că cele care n-aveau unt de lemn, priviți la versetul 10, pe când se duceau ele să cumpere unt de lemn, a venit mirele, versetul 11, atenție, mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Textul nu ne dă, nu ne furnizează date cum că ele deja au găsit unt de lemn. Observați, nu mai scrie de unt de lemn nicăieri. Versetul 10 și versetul 11 nu ne spun că ele au găsit unt de lemn. Ele s-au dus să-l caute. Dar negăsindu-l, vin și bat. Doamne, Doamne, deschide-ne, vrem și noi să intrăm. Și atunci Domnul le răspunde și posibil, să fie aici o aluzie la cartea Iov, 24:11, unde vorbește despre un de lemn falsificat, că sunt oameni și știm cu toții, oameni care falsifică harul lui Dumnezeu, oameni care astăzi spun cu noi e Domnul, cu noi sunt darurile Duhului Sfânt, noi suntem extraordinari.
Și am întâlnit între ei pe unii care spuneau: Domnul e în mine, eu sunt în Domnul, dacă Domnul e în mine, zice, eu sunt Dumnezeu. Și au ajuns să-L ia pe Dumnezeu de pe tron, să-L dea jos, să zică eu sunt atotputernic, eu și numai eu. Și nu vreau să insist pe linia aceasta, e linia modernismului, a teologiei moderniste, a carismatismului, care încearcă să intre în bisericile noastre cu tot felul de idei. Și ăsta e un delemn fals, un delemn falsificat în grădinile nelegiuitului, cum spune cartea Iov 24. Și posibil dacă ele până la urmă au găsit ceva, or fi avut un delemn falsificat. Pentru că vin și când bat la ușă, zice Domnul către ele: adevărat vă spun că nu vă cunosc, plecați de aici. O trebuie să plece. O altă problemă, iarăși, destul de controversată. Vin oameni și spun: măi, cum au adormit toate? De ce au adormit toate? Și fraților și surori, studiind Biblia, am descoperit că există somn fizic, spiritual și somnul morții. Bună oară, cum îi spune Domnului Daniel: du-te, Daniele, odihnește-te, ăla-i somnul morții. Somnul fizic este cel pe care l-a instituit Domnul în ziua de odihnă, să te odihnești, sau noaptea, cei ce dorm, dorm noaptea. Somnul spiritual e cel mai periculos. Așadar, dintre cele cinci înțelepte, probabil că o fi adormit fizic, că doar așa o instituit Dumnezeu, să dorm noaptea. Probabil că o fi adormit somnul morții. Daniel doarme somnul morții, prorocii lui Dumnezeu somnul morții. Dar nici de cum dintre ele somnul spiritual nu l-au adormit. Ori celelalte nechipzuite, ele erau adormite din punct de vedere spiritual. Și atunci ai foarte clară pilda aceasta, că pe cele cinci care erau pregătite, Domnul i-a luat, că ele erau treze, cum spune cartea Cântarea Cântărilor. Adormisem, dar inima învegea. Fie că dormim, fie că veghem, noi suntem ai Domnului, noi îl căutăm pe Domnul, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Aleluia! Fraților și surori, vegheria noastră, nu vreau să mă abat de la subiectul ăsta, e foarte important și s-a punctat în seara asta. Trebuie să fie în cererea puterii a ungerii Duhului Sfânt peste adunare, peste familii, peste noi personal, și zic: Doamne, cercetează-ne! De multe ori încercăm să rezolvăm noi problemele care apar în biserici și știți cât e de greu, foarte greu. Am întâlnit păstori care ziceau: mă, ce trebuie să angajez la biserică psihiatru sau psiholog. Păi, frate dragă, nu-i Duhul Sfânt cel mai mare psihiatru, cel mai mare psiholog? N-a zis Domnul în Vechiul Testament: eu sunt Domnul care te vindecă? N-a zis Domnul în Psalmi: iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel? Și dacă tu noaptea nu poți să dormi, ține cont că este unul care nu doarme, nu că nu poate, nu vrea să doarmă, nu vrea să dormiteze, el te păzește. Și atunci când tu nu poți să dormi, rezolvarea ta nu-i la psihiatru, rezolvarea ta e la Domnul, că El te vindecă, El îți rezolvă problemele, gândurile care vin, îngrijorările, că necredința până la urmă care vine peste noi, pe asta o ia Duhul lui Dumnezeu și o anihilează, că Dumnezeu are un Duh care lucrează și astăzi. Spune Isaia: când va năvăli vrăjmașul ca un râu, psihiatrul va pune pe fugă? Nu. Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Dumnezeu ajută cetatea lui în revărsatul zorilor. Chiar dacă te mai îngăduie Domnul la o încercare, la o problemă, nu uita că ai un Dumnezeu care a zis: eu sunt Domnul care te vindecă, eu te ajut, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Mai crede în versetele astea. Doamne, cercetează-ne! Era în mitologia greacă o poveste ce au inventat-o grecii. Se spune că Hercule, omul cel mai puternic, care spuneau ei că a fost pe pământ, noi îl știm pe Samson, ei l-au inventat pe Hercule, zice că la un moment dat a ajuns la un rege, în fața unui rege, și regele acesta i-a dat de lucru. Și a zis: uite, dacă reușești tu să
cureți grajdurile astea care sunt în fața ta, care n-au fost curățate, zice, de zeci de ani. Să știi că dacă până mâine dimineață rezolvi problema asta, îți dau ceea ce îmi ceri. El cerea ceva foarte scump, foarte valoros. Dar zice, dacă nu, să știi că te omor. Și Hercule a acceptat. Omul ăsta n-a mers să ia sapa și lopata, fraților și surori. Știți ce a făcut? Un gând de înțelepciune. A văzut că pe acolo curgea un fluviu. Nu știu, fi fost Eufrat, un alt fluviu. Și a mers și a săpat un canal ca fluviul ăla să vină și să treacă prin mijlocul grajdurilor. Și a lăsat apa ce curgea să facă lucrarea și să spele grajdurile. Și când a venit împăratul dimineața, erau curate ca lacrima. A făcut apa tot ce trebuia făcut. Fraților și surori, pe noi nu ne ajută armate de psihologi, de teologi și de alți ologi. Ăștia nu ne ajută cu nimic. Pe noi ne ajută Duhul lui Dumnezeu, care curge și astăzi de sub pragul casei lui Dumnezeu. Sunt probleme în biserică. Noi luăm Duhul lui Dumnezeu pe care Domnul ni l-a dat, fraților. Îi dinamit, ai puterea lui Dumnezeu pentru ceea ce noi avem nevoie. Avem nevoie de dragoste, vine Duhul Sfânt și toarnă o măsură de dragoste, că El este Duhul dragostei. Avem nevoie de sfințire, e Duhul sfințire, e Duhul Sfânt, El toarnă o măsură deosebită, lăudat să fie Domnul. Așa că rezolvările nu sunt stânga și în dreapta, noi ne punem în calea puterii lui Dumnezeu și să curgă Duhul Sfânt prin adunare și să curgă Duhul Sfânt prin familii și Duhul Sfânt prin inimile noastre. Doamne, cercetează-ne! Veghează poporule, să veghem cu toții, să cerem iarăși ungerea, puterea Duhului Sfânt și zic, Domnul să ne ajute, fraților! Eu vreau să rămân la gândurile astea pe care le-am avut de aici. Vreau doar să vă spun că eram odată în zona Dejului, la Fodora, unde aveam un frate bun și pe alții prieteni. Și ei mi-au povestit că pe vremuri două surori, văduve, s-au înțeles între ele și au zis așa: dacă una dintre noi pleacă la Domnul, să vină și să-i spună celeilalte cu voia Domnului, dacă va voi Domnul, ce-i dincolo? Și într-adevăr, după puțină vreme, una dintre ele a plecat la Domnul. Cealaltă a așteptat o zi, două, o săptămână, două, un an, doi ani, trei ani, zece ani, abia după 20 de ani, într-o noapte are un vis și în visul ei vine prietena ei din tinerețe, îmbrăcată într-o haină albă, frumoasă, vine spre ea. Și sora spune, îmi pare rău că ai venit după 20 de ani, cred că ai uitat de mine. De ce ai venit numai acum? Și-a mustrat-o. Cealaltă soră, care venise trimisă de Dumnezeu, a spus în felul următor, zice, stai să-ți explic. Cum am plecat la Domnul, era acolo un cor de îngeri și de sfinți care cântau. Am intrat în corul acela și am început cântarea și o știam și eu. Și am cântat, și am cântat, și am cântat. Și pe când s-a terminat cântarea, am venit să spun ce-i în cer. Și uite, cântarea acolo a durat 20 de ani, fraților și surori. Și vine Domnul și zice, veghează dacă vrei să ajungi acolo. De multe ori și am întâlnit într-o biserică un caz. Era un frate care nu prea cânta, mai cânta, mai se gândea, mai cânta, mai se gândea. Și înaintea lui Dumnezeu se nota tot. Dacă el cânta o strofă dintr-o cântare, atâta se nota. Și plus câte un jumătate de vers aici colo. Așa se nota înaintea lui Dumnezeu. Așa arăta Domnul unuia din biserică. Și fraților și surori, dacă suntem aici, apoi să fim aici, cântăm cu toată inima, ne rugăm cu toată inima și atunci Dumnezeu coboară, că El vrea să coboare. Doamne, cercetează-ne! Și aș vrea să rămân la aceste gânduri pe care le-am pus înaintea dumneavoastră.
Să veghem, în primul rând, în curăție. Să fim curați la gând, la vorbă, la faptă. Și apoi Domnul să ne ajute să credem, și credința vine în urma auzirii prin cuvânt, și Domnul să ne ajute să citim Biblia mai mult decât până acum, și apoi că sunt unii, am întâlnit, în special printre tineri, vă zice, eu știu numai engleză și nu pot să citesc în română, dar Simionuc nu știu bine limba română, n-a făcut școală niciodată. Mergeau la vite copiii de la școală și arătau, el avea Biblia, băi, zice, care litera asta? Care litera B? Ce ați învățat azi? Litera B. Asta-i. Și așa a învățat Simionuc să citească. Nu pronunța bine, nu știa să zică capitol, zicea capul și versul. Că așa o citi el în Biblie. Dar pe el a învățat Duhul Sfânt citind în Biblie să predice. Și l-a învățat limba română. Ei, uite că și aici Dumnezeu ar putea și poate să facă o minune. Numai să vezi că un copil al tău e evanghelist și pentru român și pentru ceilalți. E un câștig pentru cauza lui Dumnezeu. Domnul să ne cerceteze, să citim în Biblie, să credem și apoi să-L cerem pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că dacă numai 5 cuvinte știi și Duhul Sfânt peste tine, atunci Domnul pune foc, foc, foc în Duhul, în puterea ta, în cuvintele tale. Și Dumnezeu vorbește bisericii 5 cuvinte înțelese, nu 10 mine înțelese. Doamne, cercetează-ne. Amin.